Un nou bloc de locuințe pentru tineri va fi construit la Slatina. Astăzi a fost predat amplasamentul de pe strada Cireașov. Potrivit directorului ANL Emanuel Oproiu, constructorul a dat asigurări că cele 20 de apartamente cu câte două camere va fi gata într-un an. Investiția se ridică la suma de 6,5 milioane de lei. Din discuțiile pe care le-am avut cu proiectantul și cu constructorul, acest amplasament, am primit confirmarea că acest amplasament va fi terminat înaintea perioadei, deci înaintea celor 16 luni, ceea ce ne bucură atât pe noi cât și autoritatea locală, că tinerii vor beneficia de aceste locuințe mai devreme, adică maxim un an de zile acest bloc va fi finalizat. Piața imobiliară din Slatina este într-o continuă dezvoltare, iar solicitările de locuințe sunt în continuare mai mari comparativ cu oferta pieței. Venim în sprijinul tinerilor prin construcția acestui ansamblu de locuințe și rămâne o preocupare permanentă pentru noi construcția în continuare de locuințe pentru tineri, pentru că noi credem cu tărie că ei sunt viitorul acestui oraș. Pentru a răspunde la nevoile pieței, atât în ceea ce îi privește pe tineri, cât și pe specialiștii din diverse domenii, dar și familiile cu nevoi sociale, Primăria Slatina va depune noi solicitări pentru construirea unor astfel de blocuri. Urmează să depunem către ANL cel puțin două cereri pentru încă două unități locative, poate una pentru un bloc pentru specialiști și un bloc, vedem dacă pentru persoane cu probleme sociale. Vom vedea și în funcție de bugetul ANL, vom vedea și în funcție de solicitări care va fi mers, însă cu siguranță cel puțin două cereri pentru încă două noi imobile vor fi depuse anul acesta pentru a încerca să fie prinse în bugetul de anul viitor. Pentru locuințele ANL pot depune cereri slătinerii care întrunesc anumite condiții. Aceste locuințe se adresează tinerilor până în 35 de ani, care au această vârstă la data depunerii cererii către autoritatea locală, mai exact către Primăria Slatina, urmând ca repartiția acestora să fie făcută cel mai târziu, până la îndeplinirea vârstei de 45 de ani. În acest moment, ANL are în construcție două blocuri pentru tineri în Corabia și Studina și urmează să fie predat un amplasament și din comuna Nicolae Titulescu.